ziua, la nivelul județului Vrancea, de la începerea procesului de vot, au fost sesizate 4 posibile incidente electorale. 3 sunt confirmate și unul este în curs de verificare. De asemenea, de la ultima declarație, au mai fost întocmite 2 dosare penale, unul sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fraudă la vot și celălalt pentru fals privind identitatea. Fiecare sesizare cu privire la producerea unor incidente electorale este verificată cu operativitatea de echipele MAI, indiferent de persoanele implicate. Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne desfășoară în continuare misiuni în sistem integrat pentru a asigura exercitarea dreptului la vot în condiții de siguranță și pentru a verifica și sancționa cu celeritate orice semnalare de incident sau încălcarea normelor legale cu respectarea principiilor care guvernează conduita profesională. Legalitate, echidistanță, imparțialitate, disponibilitate și cu prioritatea interesului public. Vă mulțumim!